Au fost emoții mari și pentru absolvenții de clasa a 8-a. Astăzi s-au afișat primele rezultate de la evaluarea națională. Peste 400 de elevi au reușit performanța să obțină 10 pe linie. Cu mai multe detalii despre situația notelor de la examen vine chiar acum colega noastră Ioana Blășceanu. Ioana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Avem 467 de elevi cu 10 la evaluarea națională. Cei mai mulți dintre ei sunt din București, respectiv 106 tineri. Printre județele cu cea mai mare rată de promovare se numără Brăila, 92%, Cluj, 90% și București, 89%. La coada clasamentului, cu cea mai mică rată de promovare, avem Mehedinți cu 68%, Telorman cu 63% și în jur doar 61% dintre elevi au reușit să treacă evaluarea națională. Promovabilitatea de anul acesta este de aproape 77%, cu 2% mai mult decât anul trecut. De aici ne putem da seama că anul acesta absolvenții claselor a 8-a s-au pregătit ceva mai bine pentru această testare națională. Au fost totuși aproximativ 32.000 de elevi care nu au reușit să ia nici măcar notă de trecere la evaluarea națională, dar totuși se vor putea înscrie la liceu. Cei nemulțumiți de rezultatele afișate astăzi vor putea depune contestație, iar o veste bună pentru acești elevi este aceea că nota finală va fi cea obținută în urma contestației, chiar dacă ea va fi, chiar dacă va exista o diferență mai mică sau mai mare de 0,5 puncte, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iunie. Este totuși importantă nota de la această evaluare națională, pentru că ea contează în proporție de 80% pentru admiterea la liceu. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!